Bone, prieteni! Mă numesc Fedot Bernstein. Sau cum mi se spunea în Germania, Fedot Fernstein. Ei, da, asta era de mult. Nu, ce să vă spun, am avut o săptămână mai liniștită, fără gâlceavă. Parcă nimeni pe nimeni nu s-a lovit dureros. Vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce ați făcut. Însă, ca de obicei, nu există pădure fără spurcăciuni. În fiecare zi apar știri care ne zguduie pe dinăuntru. Prima știre importantă de care vreau să vă vorbesc astăzi este că autoritățile au început, și parcă le reușește câte o leacă, să întoarcă, să recupereze o parte din miliardul furat. Ehehei, Fedot, spuneți voi, dar pe asta noutate bune, nu-i așa? Da, noutate bune. Dar cât au reușit să recupereze autoritățile? Nu, asta încă nu se știe sigur, depinde pe care site citești știrea. De exemplu, pe ProTV, aproape 896 de milioane de lei. Dacă intri pe ziarul național.media, scrie că 903 milioane de lei au fost recuperați. Dar pe Prime TV, dacă intri în general, că din luna noiembrie anul trecut, 1,4 miliarde au fost întors deja. Peste 1,4 miliarde de lei au fost recuperate de la cele 3 bănci lichidate până pe 1 noiembrie. Blin, ce de făcut? Eu nu sunt mare economist, dar nici nu sunt misc economist. Lămuriți-mă eu, pernei băbai, câți bani s-au recuperat din miliardul furat? Domnule Sergiu Cioclea, eu aștept un răspuns și vă mulțumesc că e antipatic. Tfu, blin, anticipat. Și după cum vă spuneam, chiar dacă lucrurile se mișcă încet-încet, sămânța răuteții oricum o dat roadă în anumiți oameni. S-a pucat lume pe interneturi. Da unde miliardă, unde restul banilor? Bă, tâtâleilor, gândiți-vă un pic. Dacă ați fi copil și mama vă trimite la magazin să cumpărați ceva de leguri, un portocal, un brânzet, ceva răsărită, și vă dă în mână 14 lei. Și voi, fiind copilaș care toată ziua se gândește la computator și Need for Speed, vă împiedicați, schicați cu nasul în glot, pierdeți toți banii, cu lacrimi în ochi vă întoarceți acasă, mama, nu-ți banii, ce să fac? Mama, fiind iubitoare grijulie, ia palma ei de volebalistă și când vă fu... Și e ca în acel moment de o majoră intensitate, gândiți-vă că prin întâmplare reușiți să găsiți 80 sau 90 sau chiar 1,40 lei din cei 14 pierduți. Ce, n-ar fi bucurie? Mama, dumneavoastră, nu v-ar mai fi dat încă o dată toți banii să mergeți la cumpărături? Dar v-ar fi dat, pentru că mama, e chiar dacă e volibalistă, e în primul rând, mama. Bine au zis domnul Candu, furtul miliardului noi nici nu o să-l simțim. De ce? Cineva din voi o simțit că a fost furat, eu personal nici nu m-am trebuit. Cetățenii nici nu vor simți ceea ce înseamnă această sumă. A doua știre importantă este despre un adevărat erou. Eroul săptămânii care s-a scurs. Este vorba despre deputatul socialist, domnul Adrian Lebedinski. Puțin dintre voi îl cunosc, dar eu chiar sincer recomand. Chiar merită. Domnul Lebedinski a venit în Parlament cu o inițiativă care prevede ca peste tot unde este instalat drapelul Republicii Moldova și drapelul Uniunii Europene, să fie instalat și drapelul Comunității Statelor Independente, drapelul CSI. Și iarăși mulți dintre voi, psihanoli, jos, mancurți, nu aveți cu ceva ocupa, noi vă plătim salariile. Ce cu voi? Ce cu voi așa nervoși? Vrea omul drapel? Dați omului drapel! Ați văzut vreodată deputat socialist? Eu am văzut. Și din față și din spate. Dar drapel ați văzut vreodată? Drapel are partea textilă și partea cubeți. Ascultați ce un sfat. Dacă se întâmplă să vedeți un deputat socialist care vă cere ceva acolo cu drapelul, spuneți-i da, bien sûr, și rugați-l să se întoarcă cu spatele. Luați drapelul și dați-i fix în regiunea organului legislativ. Așa o să aveți și un deputat socialist fericit și ceva care flutură în vânt. Pentru că, așa cum spunea și bunelul meu pe linia mamei, Zinaida Mboc, atâta timp cât ceva încă mai flutură, mai avem motive să trăim. Și noutatea cu numărul 3, chiar dacă e una de final, nu este deloc veselă. Așadar, din mașina secretarului metropoliei, domnul Vadim Cheim. Nu, eu nu pot. Din mașina secretarului metropoliei Vadim Кейбаш au dispărut. Ну, дичь, ну, се ляга де лимбу, ю ну, после спона стопи гуры. Блин, știți ceva? Urmăriți singur reportajul. Din geanta secretarului mitropoliei, hoții ar fi furat 45.000 de lei, 400 de euro și 100 de dolari. Banii ar fi fost furați în timp ce Vadim Кейбаш înlocuia o roată în parcarea unui centru comercial. Doamne, firește, sfinte, sisoie! Să pui mâna pe bani nedeclarați care nu știi de unde vin și unde se duc, dar cine e în stare de semne fără de lege? Cine-s bandiții ăștia? După două zile de anchetă, poliția a reținut 3 bărbați suspectați că ar fi furat geanta plină cu bani a secretarului Mitropoliei Moldovei. Este vorba despre 3 cetățeni români. Aceștia au fost reținuți la vamă în timp ce încercau să iasă din țară. Ce?
Cetățeni României și voi după asta încă mai vreți în Europa. Nu de jos când eu frat limba și cum ei în loc de zdărova spun servus, dar ei încă și de la preoți bani fure. Tfu! Eu în acest moment pot să spun doar un singur lucru. O să mă adresez direct Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale Republicii Moldova, dragi demnitari. Este bine că se întoarce miliardul. Da, banii de la stat s-au dus, acum trebuie de întors. Da, haideți să facem corect pentru toată lumea. Haideți și banii de la preoți care s-au dus să-i întoarcem. Eu propun guvernul în ședință de urgență să aprobe în regim de urgență o hotărâre prin care banii care lipsesc din mașina secretarului Metropoliei Vadim Cheibaș să devină datorie de stat. Cine din voi mâna sus, vă rog, puneți like. Фух, ну че, ребятушки, вы мулцумец пентру атенции, вряв саваря ментеска, эмиссиуня лумина есть сусынут ин тута летать, дива мини, кари урмаеска чест продус, ши ю мулцумецк челор, кари фак посибил, кари ус контину яста, ши еу, ши кому кем бы эту чела, май пуцин куражус, Андриан Болуканкан, ну и тот синтем не спус де феричицкан бедемка, инка ун ум де вине мембру, алармати вами лор луминош, де пе patreon.com бары фиду. Ма интрас дин кын ин кын пе паджина лумина, дуара шавеца фла детали, деспре кын, дунди, ши кум, се întâmplă spectacolul lui Andrian Bolocancan din Veneția. Ați auzit de Veneția? Veneția, supranumit și orașul de vis al celor care locuiesc la JD Vaxal. Ciao!